sunt Mirela Vescan, bine ai venit pe canalul meu de YouTube la Beauty News. Așa cum am promis, continui cu noutăți pe care le-am văzut la cel mai mare târg dedicat exclusiv machiajului, Make Up Fest. Am fost la standul Irinei Gramoșteanu. Să o ascultăm! Te rog să ne spui care sunt noutățile la acest Make Up Fest. Cu ce ne surprinzi? În primul rând, vreau să spun despre produsul vedet al standului, dezinfectantul de pensule. Da. Care curăță și igienizează. Genial. Este un produs românesc 100%. De fapt, toate produsele mele sunt românești 100%, produse aici în România la noi. Se pulverizează pe pensulă? Da, se pulverizează direct pe pensulă sau pe un șervețel, dacă este pensula cu păr mai mult, și prin mișcări și de rotație. Nu agresează firele? Nu agresează părul, nu strică nimic, pentru că am primit această întrebare la târg. Nu, fără nicio problemă. Unul din aturile lui este că poți dezinfecta, igieniza și curăța și instrumentarul. De exemplu, dacă folosești o pensetă, o spatulă, tăblița pe care ai pus fondul de ten și alte produse cremoase, așa, suprafața o poți dezinfecta pe care lucrezi, deci este multifuncțional. Deci e foarte practic. Da, este. Arome? Arome are pe lângă alcoolul izopropilic, care îl face treaba foarte sfânt, bine, știm, da, așa. Are ulei esențial de lămâie, deci va lăsa și un miros. Da. Foarte plăcut. Nu este ales întâmplător uleiul esențial de lămâie. Știm foarte bine care proprietățile lui fungice. Da. Deci încă un atu. Mulțumim. Așa. Al doilea produs pe care îl aveam este soluția hidroalcoolică pentru igienizat mâinile. A, pentru tegumente. Exact. Da. Pe lângă alcoolul izopropilic, care are proprietățile lui, am adăugat și glicerina vegetală pentru hidratarea mâinilor și ulei esențial de lămâie, pentru ca în momentul în care un specialist se apropie de clientă, da, să aibă un miros fresh, să încânte clienta cu imagine. Iar produsele noi pe care le am astăzi și le prezint sunt acești odorizanți, sunt două sortimente, White Flower și Sweet Vibes, de cameră, salon, mașină. Se pulverizează la fel, pe textil, pe oriunde, în aer și lasă un miros plăcut. Foarte bun. Sweet Vibes are și geranium, are ulei esențial de geranium în el, este mai dulceag, iar cel White Flowers are un miros floral. Așa. Un produs vedetă cu care am venit la târg este uleiul de masaj relaxant și are un miros exact cum ai zis tu, Mirela, de Crăciun. Conține ulei esențial de scorțișoară și de portocale dulci. Asta este minunat. Eu știu că un strop din acest ulei, dar știi tu, o picătură ca din pipetă, da, relaxează foarte frumos pielea mâinilor. Asta este pentru un masaj pe tot corpul. În afară de faptul că relaxează mușchii, scorțișoara și portocalele au mult mai multe beneficii. Eu când am făcut postarea să-l prezint, am scris foarte, foarte, foarte multe beneficii pe care le au aceste două uleiuri esențiale. Trebuie să venim la Constanța după tine să le cumpărăm? Nu, sub nicio formă. Se pot comanda pe site-ul meu, artebote.ro. Ok. Și se livrează oriunde în această țară. Pentru specialiști am gândit și cantitatea de 5 litri pentru refil la un preț promo. Mulțumim frumos! Așa, și nu în ultimul rând, produsul este un săpun care curăță și hidratează mâinile cu lavandă și cu nămol. Nămol românesc? Da. De la Techerghiol? Exact, da. Asta este și încă o piesă de rezistență. Mulțumim, exact. Irina. Cu mare drag, Mirela, mulțumesc și eu. Acestea sunt o parte din produsele pe care le folosim noi de la Kruger. Este vorba de paietele de la Make Up Forever, care sunt geniale și stau foarte bine pe baza de la Ben Nye. Dar ideea este că avem o știre, o noutate, este vorba despre un nou brand cu o nouă paletă, aceasta este, și despre asta ne va vorbi imediat Letiția. La standul pe care scrie Make Up Forever, nu avem doar Make Up Forever, avem și noutăți. Da. Și tu ții deja în mână o trusă, care da, e o paletă este foarte ofertantă și abia aștept să o deschizi. Hai să vedem, întâlnim împreună.
E vorba de paleta multi-use de la Cabe Ador. Wow. Sunt farduri care se pot aplica atât pe zona ochilor, cât și ca iluminatoare sau farduri de ploape. Sau far de obraz. Sau far de obraz, chiar, e adevărat. Arată ca niște globulețe. Astea sunt. E o paletă pe care am pregătit-o pentru iarna acestui an. Sigur că nu sunt produse care se pot folosi strict iarna, dar cumva intrăm, ne pregătim deja de cadouri de Crăciun. Cred că este un cadou de Crăciun perfect. Mulțumesc! Și eu mulțumesc! În București, saloanele Magic sunt foarte cunoscute și se spune despre ele că sunt în rețea. Să o ascultăm pe Bianca. Bună, Bianca! Bună ziua! Ne aflăm lângă standul saloanelor Magic. Este o rețea în București. Câte saloane sunt în această rețea? În prezent suntem 20 de locații per total, inclusiv cu linia de business Magic Man. Wow! 20 doar în București? 20 doar în București. Eu am pentru voi un respect, pentru că sunteți un salon care colaborați cu make-up artiști. Într-adevăr. Iarăși te întreb o cifră. Per total avem undeva la 48-50 de persoane în acest moment care activează pe acest segment, în cadrul locațiilor noastre. Asta este minunat. Ei lucrează și în timpul săptămânii? Da, o parte dintre ei da, pentru că mergem și pe latura cosmeticii și atunci serviciile capacitează. Și avem în același timp și colaboratori cu care colaborăm de ori de câte ori avem nevoie. Să știi că asta este o veste foarte bună, pentru că, uite, se găsește un loc în piața muncii pentru make-up artist și voi ați dat tonul. Și atunci trebuie ca alții să vă urmeze exemplu. Și iarăși așa mi-a ajuns un zvon pe la urechi că vă extindeți, e adevărat, în afara Bucureștiului. Ne dorim foarte mult să trecem la pasul următor și să facem acest salt. Sunt convinsă că o vom face, nu știm încă exact când, dar este un vis al nostru și ne dorim foarte mult să ajungem să punem în aplicare această dezvoltare. Sunt Mirela Vescan, te aștept în continuare pe canalul meu de YouTube la rubrica Beauty News. Între timp mă poți găsi pe Instagram, pe Facebook și pe site-ul www.mirelavescan.ro.